câteva mesaje scurte din partea prietenilor Financial Intelligence și aș invita pentru început pe Andreea Negru pe scenă, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton, cu rugămintea ca următoarele mesaje, deci acest calup să fie așa mai scurtuțe, cam până în două minute, acolo este microfonul, pentru că văd că deja așteptarea a ajuns la cote mari, așteptarea premiilor. Mulțumesc trebuie foarte să vină mult, și premiile mă voi grăbi și voi fi eficientă. Dăm voie, te rog, să le felicit pe fetele de la Financial Intelligence și cine spune că femeile nu susțin femei? Ei bine, avem aici exemplu în fața noastră, pe fetele de la Financial Intelligence, care sunt frumoase, sunt deștepte, sunt profesioniste și au dovedit în ultimii trei ani că au propulsat acest brand în topul publicațiilor economice de succes din România și pentru asta cred că merită toate felicitările noastre. În calitate de președinte al Asociației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton, țin să mă laud în această seară cu partenerele mele, cu fetele de la Financial Intelligence și cu această publicație cu care cred că vă vom surprinde în următoarea perioadă. Asociația pe care o reprezint nu face altceva decât să faciliteze dialogul dintre mediul antreprenorial și autorități, fie că vorbim de autoritățile publice locale sau centrale, prin proiecte pe care le-am derulat la nivel național, fie că vorbim de piața forței de muncă, proiecte educaționale sau, de ce nu, chiar pe sectorul de turism. Iar în acest demers al nostru am avut alături presa, cum altfel se putea, iar Financial Intelligence a fost una dintre publicațiile care ne-a susținut. Mergând mai departe, noi nu identificăm probleme, ci soluții pe care mediul de afaceri le are la problemele cu care se confruntă zilnic și încercăm să le aducem în fața autorităților ca și propuneri de flexibilizare, să spunem, a legislației pe sectoarele de activitate a fiecărui membru al asociației și nu numai. Ca urmare, le mulțumesc Financial Intelligence, le doresc viață lungă, Ancuța, și numai bine, pentru că așa trebuie să continuați demersul pe care l-ați început. Trei ani e puțin, eu aș vrea să vă văd la 18 ani, la majorat, să sărbătorim tot împreună. Și de ce nu, promit că anul care vine, deși am trecut perioadă pandemică destul de, să spunem așa, din punct de vedere al interacțiunii, al distanțării sociale, o perioadă destul de nefastă, promit că anul următor să vă surprindem cu proiecte comune, proiecte de interes național, care să aducă în atenția dumneavoastră un mediu prosper, o economie sustenabilă, durabilă și, de ce nu, rezilientă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, Andreea!